foarte bogați, oameni care, mă refer la deputați, care au și afaceri, business-uri sau au cote părți, au cote părți și pe secretare, prin persoane interpuse. Și aceste lucruri nu le declară pentru că se tem probabil să șocheze opinia publică. Și atunci apare întrebarea oricărui cetățean. De ce oamenii se angajează în serviciu public, ori devin deputați? Chiar pentru un salariu de 10.000 de lei, ați văzut deputații să plâng că acest salariu nu le ajunge nici pentru acoperirea minimului necesar. Și atunci apare întrebarea, de ce să chinuie sarmanii să ne reprezinte pe noi în instituțiile publice? Eu cred că răspunsurile, dar eu nu vreau să fiu ironic și așa mai departe, dar eu cred că trebuie odată și odată să se facă regulă în acest domeniu, privind îmbogățirea fără justă cauză. Și cred că cetățenii trebuie să manifeste interes pentru aceste domenii, inclusiv să nu uităm că promotorii oamenilor în instituțiile publice sunt partidele politice și este foarte important acum că acest efort legat de declararea averilor și veniturilor demnitarilor, a conflictelor de interese să fie deci monitorizată în paralel cu activitatea financiară a partidelor politice. Acolo vom descoperi lucruri foarte importante și atunci lucrurile devin clare. Și pentru cetățeni și pentru dumneavoastră jurnaliști care informați opinia publică, lucrurile se așează pentru că, mă rog, oamenii, lângă faptul că vor să trăiască bine fără justă cauză, sunt și vanitoși. Trebuie să-și pună în ochii opinii publice castelele, mașinile bogate și așa mai departe. Numai că atunci când vine vorba despre declararea acestor. Deci cumva se sfiesc, fac declarații care șochează opinia.